Mergeam pe jos la mănăstire și la deal, la mănăstire în Coșna, pe jos mergeam, nu era cursă ca acum. Plecam sâmbătă la amiaz, în 4-6 ori eram acolo. Dormeam la mănăstire, îmi facea pe o rugăciune, așa, care e la... La Coșna. Cum 4-6 ori făceai până la Coșna? Timpul, da, nu puteam ierta. Mult, adică nu nimic. Departe. Departe, da. Da, așa la era calogă. Mitropolitul Nestor. E Mitropolita Craiova, da? Dumnezeu să-i ajute că el mă... I-a spus și-o adus aminte. Și-o adus aminte, da? Da. Că m-a întrebat când, odată am mers, cred că era aproape în sărat când am ajuns. Vai, nevastă, dar cum ai venit? Pe jos am venit, părinte. Și ei fusese ruși buni și nu aveam mâncare pe două de iar în postul mare. Și zici, dimineața ne-a spus, ne-am ratat în pești de un zil zărăvat. Cine face mâncare și noi ne rugăm pentru mine. El era numai calcul și avea un dascăl. Și ne-am făcut mâncare și el m-a salvat. Dumnezeu să-i ajute. Dar și bunica a fost de treabă, mergea tot timpul la biserică, așa-i? Cum? Bunica mergea la biserică. Da, da. De bunica asta de aici, a spus preotul predică, deși eu de 25 de ani să aici. Și nu știu dacă a fost odată să nu văd mine asta în biserică. Spus de predică, că nu mă uită.